În episodul de față vom discuta despre albine și vom cunoaște 5 mituri legate de albine pe care oamenii le susțin cu vehemență. Primul. În ultima vreme se tot vorbește despre teorii conform căruia albina este perfect adaptabilă la mediu și are în genomul ei soluții pentru orice problemă. Aceste teorii sunt depășite. Mediul la care s-a adaptat albina timp de milioane de ani, cu o mare diversitate botanică, în orice loc sau sezon, azi practic nu mai există. Mediul actual este unul mult schimbat și sărăcit de către om. Carențele care apar datorită acestei sărăciri sunt semnificative și alături de problemele create de către crescători prin supraaglomerare, reclamă evident necesitatea unei asistențe alimentare avizate coloniilor de albine. Pentru animalele sălbatice, inclusiv albinele melifere, principalul scop al vieții este supraviețuirea și capacitatea de a produce urmași, cât mai viabil la un moment dat. Un animal sau un roi domestic nu are nicio valoare prin existența lui fizică și prin capacitatea de supraviețuire dacă nu întrunește toate însușirile unei bune capacități de producție. Dacă un animal sălbatic, dezvoltarea înceată, talia mică, pretențiile nutritive scăzute sunt un atu care îl ajută să treacă peste perioade de foamete din natură. Pentru un animal domestic acestea sunt neeconomice, omul încercând prin toate mijloacele să obțină dezvoltări cât mai rapide și cât mai ample, care apoi sunt deplin răsplătite de capacitatea sporită de producție a indivizilor. Hrănirea animalelor nu este un instrument prin care animalele pot să fie influențate în dezvoltarea lor, în genul dopajului, așa zise stimulări de primăvară sau de toamnă, etc., sau în scopul frânării dezvoltărilor, precum la copacii bonsai. Fiecare animal sau familie de albine are propriile necesități nutritive exacte, care se schimbă la un sezon la altul. Acestea sunt foarte mult influențate de condițiile concrete de viață, dar și de zestrea genetică, rasă. Orice scădere sau dezechilibru față de nevoile concrete afectează caracteristicile și capacitățile organismului respectiv, iar orice exces este o risipă și de obicei nu are niciun efect. Există pe de o altă parte ideea falsă conform căruia omul poate declanșa sau amâna creșterea puietului prin administrarea mai rapidă sau mai tardivă a hranei suplimentare. Ponta măcii nu este deloc influențată de nivelul nutritiv decât în rău, în timpul stării de foame. După ce o parte din rezistența întregii colonii la boli a dispărut datorită carențelor și a stresului. Această pontă se intensifică datorită creșterii fotoperioadei, durata zilei lumină și existenței zborului de curățire și temperaturii ridicate. Ulterior apare nevoia de hrană. Mitul 3. Pe de altă parte există ideea falsă că omul poate stimula într-un fel metabolismul albinelor. Experiențele proprii ne-au demonstrat că toate revigorările metabolice care apar prin hrănirea de primăvară cu sirop sunt ca urmare a anulării stării de foame, nu prin vreo stimulare miraculoasă peste normal a unei funcții sau vreunei albine. Uneori, această foame este proteică și există chiar în prezența provizilor de miere, iar ca urmare a hrănirii cu sirop se oferă posibilitatea de a culege mai ușor polen prin obținerea unui liant. Se înțelege de la sine că nevoile nutritive diferă de la o rasă la alta, chiar de la o populație locală la alta, în funcție de mărimea coloniei și de numărul de larve din momentul respectiv. Deci rasele diferite au nevoi nutritive diferite și necesită condiții diferite de asistență și exploatare. Un alt lucru care merită amintit este faptul că, indiferent dacă se lucrează cu o rasă locală sau cu rase ameliorate, odată cu hrănirile suplimentare a albinelor, pentru a ne conforma nevoilor lor concrete, se obține o mai mărire a capacității de producție spre nivel maxim, pe care îl permite bagajul genetic. Bineînțeles că astfel se pot realiza producții mai bune și o reală selecție genetică a familiilor cu potențial valoros. În lumea animalelor există mai multe stagii de adaptare la mediu și, ca urmare, mai multe categorii de animale. Omul a făcut o împărțire esențială a agnului în animale sălbatice și animale domestice. Apoi a făcut o presiune de selecție în așa fel încât animalele domestice să aibă productivități individuale când mai mari, deosebindu-se încetul cu încetul de rudele lor sălbatice și formându-se rase specializate. La nivelul organismului, deosebirile morfologice care au apărut, deși sunt evidente, uneori spectaculoase, totuși nu sunt extrem de mari. Deosebirile foarte mari care au apărut la nivel de funcționării organelor și a sistemelor interiorul organismelor. Astfel, la animalul sălbatic, majoritatea organelor funcționează la un nivel de 20-30 din capacitatea maximă, iar în cazul nevoilor, supra-solicitare, efort, boli, intoxicații, accidente, ieșire din funcțiune sau pierderea unor porțiuni de organ, țesuturile sănătoase își măresc doar parametrii de funcționare fără ca funcțiile să rămână neasigurate, iar fenomenul se numește adaptarea individului. La un animal specializat, aceiași organe funcționează la 70, 80 și chiar 90% din capacitatea maximă, acoperindu-se atât nevoia organismului cât și producția de care este interesat omul. În caz de nevoie, fie animalul clachează, fie adaptarea se realizează prin scăderea producției. Deși nu este de dorit, există foarte multe rase de animale înalt specializate sau înalt adaptate la un tip de mediu, ale căror organe nu sunt capabile să renunțe la unele funcții de producție în favoarea adaptării, iar prețul poate fi sănătatea individului sau chiar viața. Pentru animalele sălbatice, inclusiv albinele melifere, principalul scop al vieții este supraviețuirea și capacitatea de a produce urmași cât mai viabil la un moment dat. Un animal sau un roi domestic nu are nicio valoare prin existența lui fizică și capacitatea de supraviețuire dacă nu întrunește toate însușirile unei bune capacități de producție. Dacă un animal sălbatic, dezvoltarea înceată, talia mică, pretențiile nutritive scăzute, sunt un atu care îl ajută să treacă perioade dificile de foamete din natură, pentru unul domestic, acestea sunt economice, omul încercând prin toate mijloacele să obțină dezvoltări cât mai rapide și cât mai ample, care apoi sunt deplin răsplătite de capacitatea sporită de producție a indivizilor. Bineînțeles că animalele înalt specializate au și pretenții ridicate de confort, asistență nutritivă care să compenseze lipsa de adaptare, iar omul nu este întotdeauna dispus să plătească. În aceste situații, dacă există condiții naturale prielnice, unuia sau altuia dintre rase mai rezistente, se poate trece la exploatarea la un sistem extensiv, mai aproape de condițiile naturale, cu productivități mai mici per animal, dar cu costuri mai mici. Se înțelege de la sine că nevoile nutritive diferă de la o rasă la alta, chiar de la o populație locală la alta, în funcție de mărimea coloniei și numărul de larve din momentul respectiv. Deși rasele diferă, au nevoi nutritive diferite și necesități condiții diferite de asistență și exploatare. Un alt lucru care merită amintit este faptul că, indiferent dacă se lucrează cu rase locale sau cu rase ameliorate, odată cu hrănirea suplimentară a albinelor, pentru a conforma nevoilor lor concrete, se obține și o mărire de capacitate de producție spre nivel maxim, pe care îl permite bagajul genetic. Bineînțeles că astfel se pot realiza productivități mai bune și o reală selecție genetică a familiilor la un potențial valoros. Mitul 5. Reversul acestui progres Dacă amelioratorul nu este atent, poate fi o scădere în timp a capacității de adaptare a materialului biologic la condițiile de foame, caracteristice unor regiuni și anumitor sezoane, și creșterea unor populații de albine dependente de alimentație artificială. Eu sunt Ionel Nistor, Apis Ines, apicultura din România Live, și ați urmărit un episod 5 mituri despre albine. Că tot a venit vorba de apicultura din România Live, am o întrebare, o provocare pentru fiecare dintre cei care ne urmăriți. Există 3 posibilități vis-a-vis de ceea ce se întâmplă pe canal. Una, apicultura din România Live, emisiunea să înceteze. E o opțiune extremă și am să o explic de ce. Este că tot mai greu găsești invitați ai emisiunii care să aducă plus valoare, care să aducă un limbaj adecvat unei emisiuni de apicultură în care nu înjuri, nu faci hate, nu vorbești licențios și nu vorbești așa doar ca să te afli în vânt, și vorbești pe o temă precisă. Iar cei care ar fi valoroși nu vin în emisiune fiindcă nu le convine să se expună, nu le place să fie hate-uiți și eu suport cu greu, uneori cred că am picat în depresie de atâta hate. Asta este o situație, din cauza aceasta un gând îmi stă la îndemână să nu mai fac emisiunea mai departe. Un alt gând este de a lăsa-o să curgă așa cum se întâmplă, când pot să am un invitat o dată la lună sau la 2 luni și să putem face o emisiune pe un scenariu, pe un script bine documentată și bine realizată, să facem emisiune și să am invitatul acela, atunci să fie ușile închise, nu intră decât invitatul și persoanele pe care le acreditează și le îndrăgește în emisiune. Iar în rest să dau ocazia colegului meu, Dan Sebastian Ecovici, să fie un bun DJ, un bun moderator și să facă taifas. Discuții. Da, nu știu, e pericolul de a intra în derizoriu. Și al treilea lucru pe care îmi stă la îndemână este aceasta. De a face emisiune doar atunci când am reușit să am un invitat care să putem dezvolta o temă corectă, concretă, pe un script, pe un scenariu bine pus la punct, la așa că le să aducă plus valoare. Sunt în dilema aceasta. Varianta 1, nu se mai face emisiune. Varianta 2, o facem așa, treacă, meargă, las că merge și așa, sau varianta 3, o facem mai rar, dar o facem mai bine. Vă rog frumos, aștept comentariile dumneavoastră și de asemenea de-abia aștept să iau o decizie. Mulțumesc că cel mai mare suport pe care l-am este și sponsorul principal al emisiunii, dr. Alina Nistor, soția mea, care mă încurajează să nu renunț și îmi susține activitatea și canalul. Este unul dintre cei mai importanți sponsori. De asemenea, mulțumesc partenerilor pentru încurajarea și creditul pe care ni l-au acordat de a fi în parteneriat cu noi. Nu uitați, dacă vă plac acele emisiuni care vă plac, dați like, dați subscribe, dați share, în felul ăsta rămân în prim plan. De asemenea, pentru cei care sunt interesați să susțină mai mult de atât, există contul de Patreon, unde aveți posibilitatea să vă alegeți un statut de sponsor sau mai mult de atât și este descrierea pusă acolo pe contul de Patreon. Eu vă doresc multă sănătate. Nu în ultimul rând vă spun un an 2019 plin de pace și bucurii alături de cei dragi și alături de albinuțele noastre pe care le iubim. La revedere!